Seria clipurilor de restaurare a cetății Făgăraș continuă. În clipul cu numărul 3, reprezentanții cetății prezintă făgărășenilor lucrările aflate în desfășurare la alte 3 puncte ale monumentului în care s-au demarat lucrări, respectiv bastionul Sabo, pulberăria latura de sud și curtina latura de sud. S-au mai desfășurat concomitent pe mai multe planuri lucrări la canalizarea curții exterioare, la refacerea zidurilor exterioare ale bastionului cuptorului nord-est, la refacerea curtinei latura de nord, refacerea bastionului cupaie nord-vest și refacerea atelierelor creative fostele grajduri princiare latura de vest.